Ne-am întors în direct, stimați telespectatori, a doua parte a unei emisiuni incendiare. La telefon este unul dintre liderii Partidului Social Democrat, domnul Codrin Ștefănescu. Bună ziua, Codrin! Bună ziua, dumneavoastră, telespectatorul și invitați. Mulțumesc mult, Codrin! Te rog mult, stai un pic, că trebuie să anunț o veste foarte tristă. Mi-au dat colegii de la știri, revin la tine imediat. Stimați telespectatori, un caz absolut halucinant în București. E chiar halucinant, pentru că suspect într-o crimă oribilă este un băiețel de 9 ani. Repet, în sectorul 4 a fost descoperit cadavrul unei femei, colegii de la știri lucrează acum cazul acesta, reporterii noștri sunt la fața locului. Problema nu este, ferească Dumnezeu, se întâmplă, suntem o specie bizară, ucidem fără să fie nevoie, că nu ne mâncăm. Animalele ucid doar pentru hrană sau pentru supraviețuire, noi ucidem. Bă, dar suspectul să fie un copil de 9 ani este deja dincolo de ce ne putem imagina. Zice așa începutul de știre pe care l-am primit de la colegi. În capitală este mare anchetă, corect, este mare anchetă. Într-un bloc din sectorul 4, o femeie a fost găsită moartă. Avea mai multe plăgi înjunghiate. Într-o traducere liberă pentru cei de acasă, a dat cineva cu cuțitul în femeie de mai multe ori. Asta înseamnă avea mai multe plăgi înjunghiate. Principalul suspect este nepotul acestei femei decedate, un băiețel în vârstă de 9 ani. Ancheta este în curs de desfășurare. Emisiunile informative B1 TV vă vor ține la curent cu această, nici nu știu cum să-i spun. Am avut speța la Călăraș acum câțiva ani unde doi minori, doi copii de, știu undeva, în vârstă 10-11 ani, au omorât o bătrânică, da. Da, mă, nu, să, Doamne, Doamne, deci, ce trebuie să fie în mintea aia? Ce au? Ei nu răspund penal. Nu, asta știu, dar ce aveau? Că tu te-ai ocupat de caz atunci. Ce aveau? O bătrânică îi tot chema, îi ajuta, le dădea mâncare, le dădea ce le dădea, i-a apropiat prea mult și la un moment dat, probabil că n-a avut posibilitatea. Nu pot fi oameni, nu pot fi copii sănătoși. Îmi pare foarte rău. Codrin, iartă-mă că te-am deranjat și te-am ținut alături de noi pentru această știre tristă și tu ești tată și îmi imaginezi ce ești în sufletul tău când auzi ca și noi ceilalți. Am auzit știrea acum. E dincolo de imaginabil, dincolo de imaginabil. Ferească Dumnezeu. Codrin, te-am deranjat să te întreb ce trebuie să înțeleagă milioane, 18, 19, câte milioane mai suntem pe acelea pe acasă, din dorința voastră, transformată deja, am înțeles, la nivel teritorial, de acțiune, nu mai e dorință, este acțiune pe bune, de a face cel mai mare meeting din istoria României. Pentru că ce ați promis voi, din ce am studiat și eu, și crede-mă că am studiat temeinic, nu s-a întâmplat niciodată în istoria țării, meeting-ul pe care îl promiteți voi. Într-adevăr, eu am anunțat, dacă țineți minte, anul trecut, că am fi dorit să facem un meeting împotriva abuzului și împotriva statului fără și împotriva noi securități la care să participe 1 milion de membri. Nu toți colegii au fost de acord pe vreme. Noi am tot amânat chestia asta. În urmă ne-am hotărât să facem un meeting pentru sprijinul familiei. Oamenii din țară ne cereau să facem tot meeting-ul acela împotriva abuzului și împotriva noului sistem și noi securități. Noi am vrut până să facem un meeting pentru susținerea guvernului. Cei din țară ne-au spus, nu, domne, tot pentru un meeting împotriva abuzurilor și, în sfârșit, ne-am hotărât să facem acest meeting uriaș împotriva abuzurilor, așa cum cere toată lumea, pentru că filialele, toate primarii noștri... Băi, Codrine, eu te știu om serios, bă, băiete, și nu te știu de asta, știu din decembrie 89, din ianuarie. Bă, băiete, 1 milion de oameni. Chiar și la nivel de promisiune față de electoratul vostru, care e mult, mult mai mare de 1 milion. Bă, e nebunie curată. Chiar vreți să vă țineți de cuvânt să aduceți 1 milion de oameni într-un singur loc în aceea zi? Domnul Barbu, anul trecut, în situația în care exista anul trecut, situația de spirit la nivel național, acest 1 milion de oameni, de simpatizanți ai noștri care au votat, cu siguranță erau la București. Astăzi sunt idei ca meeting-ul să fie splitat, adică să fie un meeting la București și meeting-ul în mai multe orașe, mai multe județe, cei care vor să astfel de manifestări. Deci nu cred că vom paralita chiar cu 1 milion de membri în București. Dar în orice caz vreau să vă zic un lucru foarte clar. Din satul Mareș până în Constanța, din Vaslui și până la Timiș, nu există orașă locală, primar al nostru, șef de Consiliu Județean, lider zonal, să nu ne spună că membrii, oamenii de acolo, s-au săturat, efectiv, s-au săturat de sistemul ăsta în România, care a paralizat-o, capitalul românesc, a băgat la pușcărie funcționari publici, primari, medici, profesori, de avalma. Oamenii nu mai vorbesc la telefon absolut nimic. Este o stare de teroare și printre copiii noștri.
Am înțeles. Codrine, vrea să te întrebe domnul Coarnă două lucruri. Domnul Ștefănescu. O să mă întrebe după ce termin. Da, corect. Când doriți dumneavoastră, nu-i problemă. Dacă țineți minte, anul trecut, tot la noastră de emisiune, v-am spus un lucru care mi s-a întâmplat mie în familie, adică fetița mea la liceu, am prins-o că nu vorbește la telefon cu colegii pentru, nu știu, avea o teză. Ceva în sensul ăsta și mi-a zis tata, nici măcar nu vorbim că vrem să copiem la teză, pentru că ne ascultă securitatea. Și a spus fata lui tata, te ascultă pentru că ești fata mea? Zice, a, nu, ne ascultă pe toți, în tot liceul. Și cum asta vorbiți, voi am zis în clasă, vorbește tot liceul, tata, dintre a 9-a până la 12-a, toți elevii știu că nu vorbim prin telefon, că ne ascultă ăștia și că se monitorizați. Deci asta este generația care vine după noi. Ori în contextul ăsta era clar că presiunea socială era aceea de a arăta că majoritatea mare, gigantică România, am înțeles. Codrin, și eu vreau să te mai întreb ceva, să facem totuși un dialog, e foarte interesant ce spui, dar hai să avem un dialog, dacă e permis lui Mitică să te întrebe ceva? Sigur că da. Domnul Ștefănescu, de regulă abuzul creează cel care guvernează, e o lege nescrisă. Acum eu mă gândeam așa, Zalău, primar PSD, adjunct șef de poliție județeană, 27 de ani vârstă, 4 ani poliție, dacă scoteam funcția la concurs, nu avea dreptul să se înscrie, dar PSD-ul a numit acolo adjunct de șef inspector de poliție județeană. Acum de unde se știe, el, pe bune? Apropo, păi nu dumnealui, poate dă mai departe, asta încercam. Nu, dă mai departe! Stați-mă să termin fraza, păi cum să scoți un milion de oameni împotriva abuzului când tu guvernezi? Păi tu creezi abuzul. Cine creează abuzul? Da, Dane. Bună ziua, domnul Ștefănescu. Eu să vin cu două întrebări scurte și mai practice și care cred că țin de bucătăria noastră. Unul legat de valul așa mare, mic, de plecări din PSD către formațiunea lui Victor Ponta. Explicații s-au tot dat. Unii au spus una, unii alta. Eu vă întreb simplu. Credeți că acest lucru poate fi pus cu explicație și pe seama frustrării unor oameni de altfel inteligenți, intelectuali, cu prestanță în partidul dumneavoastră, care nu se mai văd reprezentați de către un prim-ministru, hai să mă exprim elegant, să nu ne certe CNA, un pic mai slab pregătit intelectual? Nu cred că e vorba de primul ministru, că când ești la guvernare, tu ții guvernul și primul ministru fără niciun comentariu. De exemplu, știți foarte bine că este jurnalist vechi, la fel ca și domnul Barcu, și știți că pe vremea când era Ponta prim-ministru și președinte de partid, nu eram nici fanul lui și nici în grupul lui de prieteni. Dar asta nu înseamnă că nu l-am susținut tot în aceeași funcție pe care o aveam până la capăt. Și în calitate de prim-ministru mi-am susținut guvernul cu toți colegii mei. Așa e o disciplină în partid. Și nu cred că PSL este negate de doamna Dăncilă, sub nicio formă. Cred că sunt chestiuni interne de partid. Eu am rugat pe colegii mei de la Cameră și de la Senat, liderii de grupuri, să facă urgent niște întâlniri cu tot ce înseamnă parlamentari. Cred că ar trebui făcută o întâlnire și cu lideri teritoriali care probabil au ceva nemulțumit și lucrurile trebuie rezolvate. Alo? Nu știu dacă m-auzit. Acum te auzim. Trebuie făcute toate eforturile, tot ce este posibil omenește pentru a ține echipa unită și închegată, pentru că adversarii noștri din afară sunt foarte cruzi. Te sperie, Codrine, ce face echipa lui Ponta? Pe mine mă sperie ideea că îmi pleacă colegi. Tot timpul m-a speriat ideile astea, să dau afară colegi și să plece colegi. Când pleacă oameni pe care-i cunoscut și cu care ai lucrat în campanii, normal, te doare sufletul. Fii atent la ultima întrebare, Codrin, că e cea mai delicată. Cea mai delicată e normal să fie, pentru că e și legată de ce s-a întâmplat azi, amânarea sentinței în dosarul Dragnea. Întrebare. Dosarul ăsta are un prejudiciu care nu justifica prezența DNA-ului în el. 25, echivalat la vreo 25.000 de euro. Primul. Al doilea. Acuzele aduse în dosarul Dragnea, cu fetele alea două care lucrau la partid și erau plătite din bani publici, ne duce, cel puțin pe mine mă duce cu gândul, la cazuri similare din America, de la nivelul lui Jacques Chirac, Donald Trump, ăștia, nu mai spun în România, sute de exemple în care știm foarte bine ce s-a întâmplat în 28 de ani, cum, mă rog, întrebare, are justificare punerea sub îndoială a corectitudinii justiției române în dosarul Dragnea, adică poate fi interpretat ca dosar la comandă politică? 100% da. Deci, domnul Barbu, dosarul ăsta, dosarul Bombonica, e aceeași mizerie cum a fost dosarul de avocat al lui Ponta sau cel al lui Tăricean.
Din păcate, alte dosare mizerabile s-au transformat în epoca de gloria lor a protocolului și în pușcărie. De exemplu, domnul Remeș a fost condamnat la toată la pușcărie pentru Caltaboș, când el avea fermă de porci. Tony Grebl a fost arestat ca mare judecător la Curtea Constituțională. Premierul Năstase băgat în pușcărie pentru termopane. Dar știți ce se întâmplă? La Grebl nu sunt probe. Sunt la lucruri, foarte multe lucruri bizare. Nu uitați dosarul Telepatia, unde Voiculescu și acum stau încă în pușcărie încă 10 oameni, pentru că în mod telepatic au discutat între ei cu Marte. Ia, dar știți ceva că... este înfiorător ce a fost în România. Uite, domnul Coarnă nu e de acord, zice că sunt probe în dosarul. Tot dosarul Grebles de acord, achitare nu erau probe. Dosarul Ponta de acord, achitare nu erau probe. Telepatia discutăm și acolo sunt niște lucruri care sunt la limita legalității. Dar aici, mai direct, adică lucrau la Consiliul Județean pe statul de plată, luau bani de acolo, se numește falsus de fals și făceau curățenie la PSD. Ce vreți mai mult de atât? Ce probe să aducă? Haideți să nu amestecăm lucrurile, că oamenii după aia înțeleg altceva. Unde e de achitare, de achitare. De condamnare, de condamnare. Aici sunt lucruri certe, clare și indubitabile. Că prejudicii 25.000, că a fost competența de anii, este o altă discuție de procedură. Poate fi competența după calitatea persoanei. Ori nu amestecați Greblă, Ponta și Tăricianu, care și în opinia mea au fost făcături și nu erau probe. Și foarte bine că instanța a achitat cu dosarul Dragnea ăsta cu bombonic acolo. Lucrurile sunt într-o altă logică. Primele trei, la fel, spun... și susțin că au fost dosare făcute foarte bine, că au fost achitați. În cel de-al treilea, dacă în cel de dosarul Dragnea cu Consiliul Județean, în opinia mea sunt probe directe, orice judecător din țara asta, dacă dă la o parte latura politică, trebuie să condamne. Codrin. Este părerea mea. Lasă-l să... Ai spus părerea, să-l ascultăm pe domnul Ștefănescu. Da, Codrine. Cum v-ați spus dumneavoastră că nu puteți primi, de exemplu, salariul de la Ministerul de Interne și în același timp un salariu calitar de sindicat? Chiar nu primesc. Ascultă-mă, e ceea ce este ar fi o aberație. Și nu poți să condamni un lider politic a unui județ pentru o chestie, pentru o găinărie de genul ăsta de care știau sau nu știau niște subalterni. Adică, totuși, noi suntem țara, nu uitați domnul Coarne și domnul Barbu, care l-am condamnat la închisoare pe Cică Popescu, capitanul echipei naționale de fotbal, deși și-a plătit prejudiciu. Suntem țara care a deschis dosarul Tony Blair pentru că a venit să ține un speech în România. A cutremurat presa internațională, adică suntem unici pe planetă pentru modul în care s-a purtat statul paralel. Codrin, dacă o secundă, că vreau să-i explic. Are dreptate, domnul Codrin, dar știi ce face? Amestecă adevăr cu minciună să nu este manipulat. Nu. Codrin, vreau să spun ceva. N-aș fi corect cu mine și n-aș fi corect cu telespectatorii mei, care în viața mea profesională sunt cei mai importanți, cei de acasă, sunt mai importanți decât televiziunea, decât mine, telespectatorii, să fiu de acord cu tine în cazul Gică Popescu. Eu l-am cunoscut personal de foarte, foarte mult timp și în condiții foarte bune pe Gică Popescu. Să-i dea Dumnezeu sănătate. A greșit. A căzut în mrejele unui cerc infracțional și Gică Popescu a făcut pușcărie pentru faptele pe care le-a comis. Că le-a comis aiurea în tramvai. Că nu a individualizat la PSD. Deci, în opinia mea, Gică Popescu trebuia condamnat. E o tragedie ce s-a întâmplat cu Gică Popescu, Codrine. Dar fapta a existat, crede-mă ce spun. Nu mă bag în dosarul Dragnea, pentru că eu, spre deosebire de Coarnă, nu-l cunosc dosarul. Nu m-a preocupat. Dar nici eu nu-l cunosc. Dar eu repet, altceva vreau să te întreb, Codrin. Dacă va fi achitat, uite, aici suntem trei. Eu nu știu ce să zic, Bucura zice că va fi achitat pe data de 8, Dan Bucura zice că Dragnea va fi achitat, va lua achitare. Prezice. Da, punctul lui de vedere, punctul jurnalistului Dan Bucura. Să la PSD să da, mă trimită Florea acasă. Da, mă, că nu ești în completul de instanță. Înainte să se întâmple, că bă, știe Bucura ce are. Codrin, în platou suntem trei. Unul zice, cel din, dă-mă pe Bucura, zice cel din imagine că va primi achitare domnul Dragnea, Coarnă că va primi condamnare. Nu spun că va primi condamnare, eu spun așa, dacă separăm politicul de infracțiune, trebuie condamnat. Dacă ducem politicul în infracțiune, va fi achitat. Eu nu știu ce să zic. Întrebare, Codrin. Dacă va fi achitat domnul Dragnea, justiția, fata aia cu cântarul, cu sabia și legată la ochi, mai are ce căuta în România? Te întreb de ce? Pentru că tu ai deschis cutia. Bă, Greblă a fost injust târât în fața camerelor de luat vedere cu cătușe la mâini. Ăla cum îl cheamă? Pardon, nu ăla. Domnul Ponta a fost târât în viața Orban. Remeș, o grămadă, Remeș a făcut și pușcărie, o grămadă de oameni. Dacă Tăricianu, al doilea om în stat, acum al treilea om în stat, păi ce justiție e asta, mă, băiete? Domnul Barcu, eu vă răspund ca pe vremuri când era jurnalist acreditat la Parlamentul României
și vedeți diferențele dintre atunci și acum. Într-o țară normală, după episoade gen Papic, Emilian Eva și așa mai departe, când presa liberă dintr-o țară ar fi anunțat că la structura teritorială, cum a fost la noi, de Neaproiști, s-au falsificat probe, s-au dat denunțuri mincinoase, pregătite de către procurori, și s-au dat niște registrări pe postul de televiziune prin care oamenii vorbeau lamentabil și golănesc și birșăresc și mafios despre oamenii care anchetau, într-o țară oriunde în Europa, în Germania, în Franța, în noaptea aia se zicileau toate probele, de sus și până de sus erau de miștoți, și azi erau judecați și se comunica... Foarte corect! Este foarte corect, dar să privim ca șeful domnului Ștefănescu o alimenta pe șefa domnului Portocală. Adică venea cu porcul de la Telorman la șefa procurorului Portocală de la Prahova. Înțelegeți? Dacă o demitem pe doamna Chiove și să demitem și pe șeful domnului Ștefănescu care alimenta cu porcul, știți? Păi nu, discutăm într-un întreg. Așa dacă separăm, dar e adevărat, Portocală l-a trebuit cercetat de 1000 de milioane de ori. Acel om nici în primul rând n-are minimale cunoștințe juridice. Ca să nu vă mai spun că a făcut de râs această profesie și duce în derizoriu justiția și procurorii din România, care sunt oameni echilibrați și care învață carte. Nu așa, haideți să cântărim într-un întreg. Nu amestecăm doar Portocală și Chioveși, că dincolo cel care venea cu porcul de la Telorman în povestea porcului, nu, domnule, era curat. Știți? Haideți să fim serioși, dacă suntem corecți. Bine, da, dumneavoastră, hai, sunteți într-o zonă politică și... O secundă să vorbească și omul, că e la telefon. L-am lăsat, m-am oprit. Domnul, Coana, ar fi fost foarte corect, de exemplu, să începeți expozirea voastră la Dan Barbu, la domnul Barbu în emisiune, cu un amendament. Spre domnule, eu am participat, de exemplu, el la lansarea partidului lui... Da, bineînțeles, că am fost invitat, da. Dar n-am fost numai, au fost societate civilă. Nu e adevărat, nu o duceți, iar amestecați niște lucruri. Am primit invitații, au fost patronate, au fost sindicate, au fost, a fost domnul Hader, prietenul dumneavoastră. Da. Sigur. Deci eu n-am participat în calitate de susținător. Eu vorbeam din codul penal, dumneavoastră vorbiți din altceva. Eu vorbeam din probe și probațiuni și vă dădeam exemple clare, concise și raționale. Lăsați-l să vorbească. Ieri a fost și doamna Cati Andronescu, între cei mai importanți. A fost doamna Andronescu în sală, iar domnul Ponta a spus că dacă acceptă va fi viitorul candidat la președinția României al pro-României, Caterina Andronescu. Vă spun ce ai zis în sală, ca să afle toată lumea. Asta a spus. Așa a spus. O să vrei să-l lăsați să vorbească? Da, Codrin, iartă-mă. E complicat. Am spus da, Codrin, ai dreptate, l-a rugat pe domnul Coarnă să lase să vorbești. Corect. Domnul Coarnă, ideea mea voastră, din ce mai des exprimată în spațiu public, este că în afară de ONEA și Portocală și Papi și Eva și oameni de genul ăsta, restul sunt foarte... Majoritatea sunt ei, da. Lasă-l, domnule, să vorbească un minut, te rog. Sistem lucrurile merg absolut minunat. Amenziile cad pe semn de la CEDO înfiorător de mult. Nu există ziar internațional și european să nu-și dea seama că lucrurile nu merg bine aici în România. Asta afectează inclusiv investitorii străini, afectează spiritul nostru național și al poporului român, care se simte terorizat. Și chiar nu avem nevoie în spațiu public de oameni care se apere pe ăștia. Păi, dar dumneavoastră generalizați. Haideți să strângem comunicarea. Mai da, generalizați. Vorbiți general. Haideți să... Nu, eu doar eu constat că generalizați. Da. A lăsați-l că are dezavantajul omului la telefon. Nu, pe bune. Păi și atunci dacă știți de ce, hai să-l lăsăm. Da, Codrin. Deci am intrat pe norul Barbu în direct. Nu să port dialogul ăsta inutil. Eu vă spun atâta. Pentru mine e inutil. Într-o țară civilizată, Spania, Italia, Franța, Germania, dacă la o emisiune ca alu Câdea, alu Barbu, apăreau casetele cu registrări, în acea țară din noi europeană, noaptea, când zice la absolut tot, toate structurile la închetate se lăsa. De acord. Ai 100% dreptate, Codrin. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar cu porcul tot. Nu ne-ați înțeles. Hai mă, lasă-mă porcul acum, mă. E aceeași logică. Nu e în aceeași logică. Păi, ăla din casetă. Lasă omul să vorbească, te rog eu, e invitat pe telefon. N-are cum să fie egal cu noi. Dacă vrei, îl invit o dată și stăm de vorbă aici, nu pe telefon cu omul. Are dreptate, dar se schimbe pe toți. Bine, deci, Codrin Ștefănescu, de ce este dosarul Dragnea într-o țară aproape, de ce într-o țară ca România, dosarul Dragnea e aproape de final, pe 8 va fi finalul, deși faptele din acest dosar le regăsești în sute și sute și sute de alte spețe în România, nejudecate chiar. Am să vă spun, domnul Barbu, în PSD există sentimentul că, există clar sentimentul ăsta, societatea civilă, românească, că lucrurile nu merg în ordine și avem încredere în justiție.
Și de-aia există emoții legate de acest dosar, pentru că noi am văzut dosare asemănătoare și cu ce s-au lăsat. Adică după dosarul Remeș, după alte dosare în sensul ăsta, după dosarul cu trafic de struți și cariere distruse ale oamenilor, am văzut familii întregi anchetate, cu mamă, cu tată, cu părinți, cu socri, cu copii, ca până la urmă instanța după ani de zile să spună că sunt nevinovați. Am văzut cazuri care au stat 4, 5, 6, 7 ani pentru a-și deveni nevinovăția. Mă uit la cazul lui Costicăniță de la Brașov, corect, care procurorul DNA îi spune, zice, dom'le, dumneata trebuie să demonstrezi că n-ai luat. Nu trebuie să demonstrezi. Bine, ăla era un procuror, ăla era un procuror retardat. Ultima întrebare, Codrin Ștefănescu. Asta a fost în instanță, domnule. Da, mă, știu! N-auzi că este scăpată de sub control situația, dacă, și eu știu că ai dreptate, știu că a existat replica aia în instanță în cazul Uniță de la Brașov, este o țară scăpată de sub control, pentru că nu poți să-i spui unui român sănătos dacă ești la cap tu instanță, procuror, judecător, demonstrează, bă, că nu l-ai ucis pe ăla, ești nebun la cap, unde s-a mai pomenit așa ceva? Nicăieri în lume! Prezumția de, de nevinovăție în favoarea mea, nu a procurorului. O secundă, Mitica. Întrebare, Codrine. Dar cu sinceritate vreau, mai bine nu răspunzi dacă nu ești sincer. Cum evaluezi, mă, nici nu știu cum să pronunț, cum evaluezi propunerea, nu propunerea, bomba asta de presă lansată de Băsescu, Crin Antonescu este salvarea dreptei în România? Eu ar fi o soluție, domnul Barcu, cu un amendament. Dumneavoastră sunteți printre puțini jurnaliști care ați reușit în ultimul an de zile să-l băgați în direct pe Crin Antonescu. Țin minte că mă uitam la emisiune și v-aș fi spus. S-a lăsat de poliție definitiv, scârbit. Secretul acesta legat de scârba lui, cred că nu o să-l spună niciodată de ce. Și nu mai poate fi convins de absolut nimeni să reintre în politică. Și-a spun ceva, Codrin, acum dau din casă, dar mi-asum pentru că știu să-mi cenzurez, dau din casă numai cât pot. Scârba asta este justificată în totalitate în ceea ce îl privește pe Crin, pe Crin Antonescu. Are o durere și are o scârbă profunde generate de ce s-a întâmplat în ultimii câțiva ani în România, iar o parte dintre ele le ilustrează colegii mei chiar acum. Meeting-ul ăla uriaș la care și tu ai fost prezent și toată floarea USL-ului la vremea aia, ăstea sunt imaginile. În spatele acestui meeting, Codrine, se punea de o lucrătură ordinară la adresa lui Crin Antonescu. Nu, e retoric ce spun, nu-ți cer părerea. Nu-ți cer părerea pentru că n-ai cum să vorbești din interior, mai ales că tu ai fost și martor și ai știut lucruri pe care puțin români le știau la vremea aia. Dar USL-ul a murit, Codrine, dacă vrei să comentezi, e problema, e liber. Dar te știu elegant și n-ai să comentezi. Păi, da, comentez. La acest meeting lucrurile erau așa. Crin Antonescu președinte, Victor Ponta prim-ministru... Bravo, băiete, uite, te aplaud, mă, bravo! Ăsta e adevărul, bă, Codrine, ăsta e adevărul. Și de ce n-a ajuns Crin președinte? De ce a fost în spatele lui o lucrătură absolut istorică, halucinantă, mizerabilă? Domnul Barbu, să vă niște informații, eu am mai multe informații. Eu am stat ultima zi cu el și am încercat tot ce este posibil, doar așa omenește, pentru a rezolva situația. Am jurat că nu o să spun niciodată ultima acea zi. De-aia și spuneam că nu poți vorbi. Așa, dar dacă Crin Antonescu toată va dori să vorbească în mod public, eu voi recunoaște ceea ce spune el, pentru că am fost lângă el și în acea... Bravo, mă, băiete! Bravo, mă, știam că ești bărbat! Bravo! Bravo, așa este, cum spui acum, și știam că din eleganță am și spus înainte să intervii cu fraza asta că nu vei spune. Știam! Mersi mult de tot, dacă tu vrei să mai completezi ceva, Corin. O singură completare... Vis-a-vis de subiectul care am discutat astăzi pe tot parcursul intervenției mele. Într-o țară civilizată, iubitoare, de popor, de românism, de valori, un om ca Cică Popescu, când ar fi greșit, și s-ar fi spus așa, ai greșit, domnul Cică Popescu, dar dacă ai fost capitan național, ai purtat draperul peste tot, în toată presa internațională se știe de România prin tine, am ieșit milioane pe străzi de bucurie când mi-ai adus succes, plătește banii care... Întrește, a pus o amendă și primește un avertisment. Băi, și la Dragnea atunci, eu te întreb altceva, bă, Bombonica a și dat înapoi prejudiciu. O parte din el l-a dat înapoi. Pe logica asta nici nu trebuia să mai fie dosarul lui Dragnea. Exact. Legat de acest dosar sunt două chestiuni. Așa ne spun și nouă prietenii juriștii și mari avocați, unii ați avut invitați la emisiune. Din punct de vedere tehnic, dosarul este o mizerie și nu trebuie să arate cu nimic. Din punct de vedere al sistemului, am văzut lucruri atât de odioase, încât nu poate să nu existe un semn de întrebare.
întrebare al nostru vis-a-vis de modul în care se va soluționa până la urmă. Bătăria a fost foarte grea, continuă, mizere sunt uriașe, sunt imense, iar adversarii care avem sunt foarte cruzi, lipsiți de scrupule și știu foarte bine că este ultima bătaie a lor. Ori învins și rat totul, ori dacă vor fi învins, se vor dea în bileag unii bani și o să aveți emisiuni de făcut, sute de emisiuni despre toate mizele care vor povesti unul despre altul pentru a scăpa întregi. Mersi mult, Codrin Ștefănescu, pentru intervenție și oricând te aștept în emisiune, pentru că avem ce discuta, avem lucruri importante de discutat. Mersi mult! Eu îl înțeleg pe domnul Ștefănescu că e afiliat politic și sigur că încearcă să susțină partea politică. Chiar îl înțeleg sincer, dar la Gică Popescu nu există sancțiune cu avertisment. Hai să nu discutăm despre asta. Imediat. Ce vrei să-i spui tu când i-ai spus că dacă lucrurile ar fi discutate în plan juridic, nu politic, dosarul Dragnea s-ar termina cu condamnare? Dar de unde știi? Ai văzut dosarul sau de unde știi? Orice altă persoană fizică din țara asta în poziția penală în acel dosar era condamnat. Orice altă persoană. Domnul Bucura, face o acuză foarte gravă de față cu noi aici. Da, în orice țară. Noi am văzut directe. Procese care păreau că au un rezultat și verdictul final a fost cu totul altul. Nu e prima dată. Eu, când am spus că senzația mea e contrarie față de a domnului Coarnă, se baza pe niște elemente care mie îmi trezesc suspiciuni și mi se par bizare. Inclusiv amânarea de astăzi. Ca jurnalist, cum e fiu de 20 de ani, am văzut multe, mie mi s-a părut o amânare suspectă. Nu e nici prima amânare. Adică de ce e suspectă? Pentru că unul nu e prima. Astăzi eram, tendința care ar trebui să fie azi era deja cu amânare. Deci nu e la cald așa că zici că bă, a cerut omul, lăsați-mă o săptămână, așa. Două săptămâni, că de regulă două săptămâni vin amânările astea. În al doilea rând, ceea ce lumea uită, în acest dosar, din aia trei judecători, doi erau deja în pronunțare acum un an de zile, până când a treia, colega lor, a decis subit că vrea să se pensioneze. Și tot dosarul s-a luat de la zero. Oamenii ăia, doi judecători, au stat un an de zile cu al treilea coleg venit în dosar. Să asculte încă o dată aceleași povești, aceleași declarații identice, aceleași concluzii scrise, aceleași. Mai ai nevoie de încă o lună, încă două, încă nouă, ca să te pronunți când tu ai deja de un an jumate, ai avut timp să Băi, Dane, se uită la tine acum în gura ta, mulți, foarte mulți români. Și întrebarea lor știi care e, mă, băiete, dincolo de Tăricianu, de Ponta, de Iohannis, de Dragnea, de Dragi Cocoșații. Bă, articolul 16 din Constituție, dă-l învață. Asta e cheia problemei. Bă, articolul 16, mare, mă, vreo valabilitate, adică pentru prostime, pentru aia care sunt în pușcării. Că se uită lumea la emisiunea noastră și în pușcării, crede-mă pe mine. Sunt mulți pușcăriași pe care îi și salutăm, unii vinovați, majoritatea unii nevinovați. Băi, întrebarea lor. Băi, bă, fratele meu, o să zică la, băi, Bucura. Tu dai o explicație ca și cum ar fi corect și cu Coarnă, dați o explicație, pe unul să-l judece cu o măsură, fata aia legată la ochi. Oamenii să nu se îmbete cu apă rece, așa este, se judecă cu mai multe măsuri. Nu se așa, mă, bravo, mă, bravo, mă. Dacă era un anonim cu spunea și mitică cu ăla era băiat acum, ce, cu 10 termene, simțea femeia aia după atâția ani de judecat, nu știu, eu am... Poți să te întreb ce a vrut să spună Bombonica Prodan sau Dragnea sau cum, Prodana, nu știu cum o cheamă, să-i dea Dumnezeu sunt, a fost asoția domnului Dragnea. Ce a vrut să spună când s-a dus și a dat 33.000 de lei? Adică o treime din... o formă de recunoaștere din... Recunoașteți, bă, scoateți-mă din povestea asta, uite, am reușit să... În acest dosar, doamna Dragnea, fostă Dragnea... Când se recuperează prejudiciu, este o circumstanță atenuantă, la indiferența... Eu v-am întrebat altceva, numele celor de acasă. Ce a vrut să spună doamna Dragnea când a dat banii? Că se dezice de domnul Dragnea. Și că se dezice de atitudinea lui Dragnea, e simplu. Că tot aveau un prejudiciu pus în cârca lor, trei părți, da? Bă, prejudiciu nu e normal unei fapte? Eu te întreb așa, că am învățat. Am făcut și un pic de drept. Este infracțiune de rezultat și acolo... Prejudiciu nu e normal unei fapte? Da. Evident. Adică la tâlhărie, la furt, la... nu e prejudiciu ăla? Așa m-am învățat pe mine. Păi dacă eu dau prejudiciu, dacă tu, Bucura, dai prejudiciu înapoi, ce atitudine ai tu față de fapta care ți se pune în cârcă? Atitudine pozitivă, recunoști. Activă. O recunoști. Eu vă cred că din punct de vedere al cazului în sine, pe legalitate, pe fapte, pe așa mai departe, aveți dreptate. Eu nu vorbesc decât pe bine, suspiciunile pe care le-am văzut și le-am. Adică în rest, n-am nicio
problemă și păcatele mele pot fi acuzate de poate de orice, dar nu că aș fi fanul lui Dragnea. Adică domnia legii până la capăt, mai ales și în cazul lui Dragnea, exemplar până la capăt, că e un lider important și trebuie puterea exemplului să funcționeze. Și până stase în condamnare, când a venit motivarea, tot așa au spus, că nu prea erau fapte, nu era... dar pentru exemplu în fața societății îl trimis pe dita mai... Da, eu știu! Da, până stase știu. Da. Și atunci, pentru că și Dragnea este un exemplu pentru mulți în societate, dacă a comis o faptă, atunci la paralele nu specială pe penală. La Anastasia au fost doar probe indirecte, la Dragnea sunt probe directe. Eu vorbesc profesional acum. Deci, cazul celui de la curtea judecătorul, cum îl cheamă, achitare pe bune, adică omul nu... E adevărat că cei trei care judecă acum pe ultima sută de metri, după ani de zile de tergiversări, dosarul Bombonica, sunt aceiași care l-au scos, l-au exonerat de orice răspundere penală pe domnul Tăricianu? Doi dintre ei? Dar Tăricianu a fost corect judecat în opinia. Nu am întrebat! Doi dintre ei fac parte din complet. Dacă aceiași oameni au judecat cu aceeași unitate în măsură raportat la probe, în partea asta ar trebui să iau altă... Asta e sensul întrebării mele. Asta e a doua... Nu, dar știi care e sensul întrebării? Dacă doi oameni de acolo și am și eu informații din târg, decizia în privința lui Tăricianu a fost corectă. E corect. Eu vă mai spun, adică ceva. Acolo oamenii au judecat în baza a ceea ce aveau între coperțile dosarului. Bine, nu aveau probe. Nu aveau probe. Suficiente ca să-l condamne. Și atunci întrebare, dacă mergem pe logica lui Coarnă, că ăștia judecă ce au în dosar, nu pe telefon, nu pe amenințare, bă, ți-au familia, bă, te ard, bă, e vorba de viitorul președinte al României. Dacă judecă pe bune. Știi cum e și pe bune ăsta? Pe bunele ăsta e, iarăși, dacă, mie nu-mi place să intru pe discuții în procese, mai ales în pronunțare cum e ăsta. Dar apropo de pe bune, faptul că un judecător la primă instanță spune că Xulescu e nevinovat și în recurs alt coleg de-a lui spune Xulescu mulți ani la pușcărie. Asta este justiția. Îți creează o suspiciune majoră. Îți vine să cred, nu vreau să... De-aia spun că nu intru în dosar. Unul dintre cei trei judecători în dosarul ăsta a spus că Gigi Becali este nevinovat. Și Gigi Becali pe aia a stat ani de zile la pușcărie. Revenim la... Da, este și ăsta de... Un subiect. Bravo, dacă bravo. Dacă e așa pe fiecare... Mă, bravo, și ăsta e un exemplu cu pușcăria pe care a făcut-o Becali și cum a fost dosarul ăla. Revenim după 2-3 minute de publicitate. Am un anunț care vine taman din frumoasa țară a cantoanelor, din Elveția. Venim imediat. Ne-am întors pentru finalul emisiunii. Stimați telespectatori, de multe ori am avut dubii că presa română mai aici a fost. Când făceam începuturile presei, eu, Bucura și alții, Andronic, Bichiru, oameni care au început presa la vremea anilor 90. Băi frate, dacă te prindea șeful tău, nu ăla marele, no, șeful tău ăla micu, că dai o dumă de asta care n-are nicio legătură cu realitatea, erai acasă. Marș, băi, ești nebun, băi, faci de râs ziarul, faci de râs gazeta, faci de râs radio sau televiziunea. Astăzi, o puzderie de gazetari l-au dat pe Dragnea, a plecat în țara cantoanelor, săracul era în țară, nici acolo la ora asta n-a plecat, cred, n-a plecat, nu, mai târziu pleacă. Bine, nu asta mai contează acum, avea Dan Diaconescu o vorbă. Păi să nu lăsăm adevărul să strice o știre bună. Bun, corect. Bine, știi cine e băiatul ăsta din imagine? Nu, nici eu nu știu. Până acum câteva zeci de minute, când a buvnit știrea că în țara cantoanelor Dragnea este indezirabil. Iar ăla, lasă-mă pe bărbos un pic pe ecran. Teddy, lasă-l pe bărbos pe ecran. E parlamentar și nu liberal, nu conservator, socialist. În țara elvețiană cu ceasuri și cantoane. Ăsta e parlamentar, acesta, domnul, e parlamentar. Ia să vedem ce zice parlamentarul socialist elvețian. Dă bă, acum să vedem ce zice omul. Hai, Teddy. Interviu, parlamentar elvețian despre vizita lui Dragnea la Berna. Da? Care se va consuma vizita în seara asta. Este inoportună venirea unui politician condamnat și acuzat de fapte de corupție. Parlamentul elvețian a fost manipulat. De ce spune omul asta? Pentru că înțeleg că a fost invitat al Parlamentului elvețian și că a fost manipulat. Bine, știrea o găsiți pe G4 Media, o găsiți pe știri pe surse, o găsiți pe toată presa românească, da? Pe ăsta micul cheamă Carlo Somaruga. Carlos Somaruga este parlamentar. Bine, cum evaluați faptul că au sărit de cur în sus, să mă ierte telespectatorii, domnul Bucura, domnul Coarnă, nici n-a ajuns Dragnea în țara elvețiană? Și ăștia l-au făcut, l-au făcut cum le-a venit la gură presa elvețiană. Ai făcut prima parte a advertoriei, aia cu presa și într-un
altfel, na, e spiritul de breazlă, te revolți. Spui, stai, Dumnezeu, să luăm apărarea. Dar așa este. Oamenii ăștia, mulți dintre cei care au dat știrea cu Dragnea la, în Elveția, n-au făcut un lucru de minimă, de minimă documentare și mai mult și înainte. Să-l fi întrebat pe Dragnea înainte, eu aveam curiozitatea asta ieri, domnul Dragnea, înțeleg că mâine urmează să pleci. Mâine, nu se știa ce s-a întâmplat azi, poți fi condamnat, tot mâine dimineață. Corect. Cât de moral și cât de bine îți va cădea să strângi mâna cu parlamentarii de acolo, cu omologul tău de la cameră de acolo și tu tocmai să fii condamnat și să spui Dragnea, 2 ani cu executare. Sau Dragnea, 2 ani cu executare mă numesc. Chiar dacă în fază incipientă, în prima fază a procesului, dar nu pică apro, întrebându-l, sunt convins că poate omul ar fi răspuns și ar fi dat știrea pe bune. Nu plec mâine, am avion seara. Până seara o să știu dacă sunt sau nu condamnat. Și anulezi vizita. Și terminai și cu știrea falsă și cu tot. Păi, eu văd lucrurile mult mai simplu, dar în aceeași logică. Oamenii ăia sunt foarte curați în Elveția, adică ei nu acceptă să ai un președinte de partid, hai să spunem că acolo este o organizație de tip privat, eu al un lucru, dar președintele Camerei Deputaților condamnat definitiv. Păi în România avem un paradox, dacă vrei să fii paznic în țara asta și ai ești condamnat pentru infracțiune cu intenție, nu te angajează. Nu. Dar la parlament, da. Liftier la Dune, voi știți ce... Voi nu știți că... Stai și o frază. Mă gândeam să modificăm Constituția, să-i condamnă la locul de muncă, domnule. 3-4 mandate. Da. Tu știi ce condiții trebuie să îndeplinești ca să fii liftieră la parlament? Bucurat, te iei cu mâinile de cap. Păi dacă are condamnare, da, știi de ce? În primul rând, primul motiv, și e corect, credeți-mă. Eu, la început mi s-a părut, eu eram senator, dar venisem în presă, zic, băi, ăștia sunt nebuni la parlament, la cameră, la senat. Dar da, liftiera merge cu președintele României în lift, merge cu toți demnitarii țării, miniștrii, premier, toți parlamentarii, se urcă la toate etajele. Dacă are cazier, îi respinge dosarul. Doamne, dacă are cazier sau condamnare, chiar cu suspendare, cum are Liviu Dragnea, nu poate fi liftieră la... Intenție directă, atenție mare. Cum? Nu e infracțiune din culpă. Dragnea e condamnat pentru infracțiune cu intenție directă, pentru că... Băi, tu n-auzi, o liftieră la parlament nu poate avea dosarul pe care l-are Dragnea. Dar dacă Dragnea vrea să fie liftier acolo unde este președinte, nu poate. Dar președinte poate. Președintele Camerei poate. Nici paznic la intrare nu poate. Da. Ce a existat, adică n-am auzit. Mai am un minut jumate. Mai avem deci un minut jumate până la celebra rubrică dedicată centenarului. Ce strâmbie legiuitorul pentru funcțiile la care de multe ori se... Ce înțelege, mă, poporul, mă bucură, mă, din faptul că într-o clădire poți fi președintele clădirii, dar nu poți fi liftier din cauza dosarului. Poporul are lehamite asta și o văd vorbind cu mulți. Dom'le, asta e, de ce mai votăm că ei să aleg cum vor, de ce facem... E foarte dăunătoare atitudinea asta, din păcate e reală, asta s-a întâmplat și asta trăim cu toții. Dar totuși, dacă nu devenim proactivi și nu facem ceva, să și dăm dacă am devenit proactiv, ce am face Bucura? Nu știu, să dăm... Mă, dacă în Bucura, dar fii sincer, fie cea mai tare întrebare ți-o pun. Dacă mâine îți propune cineva, fără alegeri, fără nimic, să devii senator, ai zice da? Da. Ai zice? Da. Ești naiv. Da, dar stai, să devii senator, dar cineva ora, cine? Că dacă îmi propune Dragnea și ai lui Băvinoc pe listele noastre, nu mă duc. Dacă îmi propune ăla, ia nu mă duc. M-aș duce numai să nu da partidul, nu da partidul, nu că nu facem campanie. N-am zis, tocmai de-aia spun. Dar te duce. Da, a fost sincer și de apreciat. Se cheamă că ești proaspăt. Și avem nevoie de oameni de calibrul ăsta. Eu în locul tău aș pune condiția, bă, vin senator. Senator cu condiția ca partidul în care vin să facă politică în numele oamenilor, nu în numele cercurilor oculte. Rubrica pe care v-am promis-o și cu care terminăm, după cum bine știți, fiecare emisiune, dedicată centenarului și marilor oameni care cu 100 de ani în urmă cu adevărat iubeau și se sacrificau pentru țară. Așa cum am promis, țărișoara fix cu un secol în urmă. Bună, Claudiu! Salut, Tudor! Fix cu 100 de ani în urmă, 29 mai 1918. O zi frumoasă, însă răcoroasă, așa cum ne consemnează Regina Maria în jurnalele sale. O zi în care Regina întreprinde o călătorie în automobilul Principelui Carol, un automobil nou, însă... Așa cum o vom avea să aflăm în relatarea lui Marghiloman din memoriile sale, în întrevederea ce va avea loc în această zi la Bicaz, Alexandru Marghiloman se va deplasa acolo unde, cum știți, domeniile coroanei regale deținea o proprietate unde Ferdinand împreună cu familia regală se va refugia până în 25 octombrie în acest an, întrevedere în care îi cere părerea legată
de Voitoianu și între alte subiecte și despre generalul Grigorescu. Din mărturiile acestei zile mi-a atras atenția o scrisoare, o cerere de fapt, a unui subsecretar al Consiliului de Miniștri, adresată chiar președintelui Consiliului de Miniștri, Marghi Loman. După cum vezi, această cerere poartă semnătura aprobată de Marghi Loman, președintele Consiliului de Miniștri, și în care îi spune, adică, că solicită prim-ministrul țării și solicită un concediu între 29 și 1 iunie pentru a putea să-și conducă familia de la de la Iași spre București. În această adresă oficială, adresată ministrului afacerilor externe, ministrul cultelor informează că Ioan Nicolae Papiniu a fost desemnat. El fusese unul din cei care participaseră la tratatele de pace, la negocierile tratatului de pace de la Buftea București. Fusese desemnat pentru elaborarea unui proiect de lege care să armonizeze legislația cu prevederile tratatului de pace de la Buftea București. Câteva cuvinte însă să spun despre acest Ioan Nicolae Papiniu, provenind într-o familie de transilvăneni, străbunicul său participant la răscoala de la 1789 condusă de Horea în Transilvania, se va naște la Ploiești, va urma cursurile de drept de la Paris și este un remarcabil și ilustru diplomat român. Aici, la Arhivele Naționale, trebuie să spun, Tudor, că noi deținem numai puțin de 300 de dosare ale acestei familii, Papiniu, constituite în fondul familial Nicolae Papiniu. Am regăsit între acestea și un permis de călătorie, dacă... Hai să mi-l arăt și mie. Să ți-l arăt, pentru că este un abonament de clasa 1 pentru diplomatul Ioan Nicolae Papiniu, valabil pentru un an de zile. În această zi se continuă preocupările pentru situația învățământului din teritoriul ocupat. Avem un memoriu adresat de către doi inspectori școlari, ministrului cultelor și instrucțiunii publice de atunci, Semion Mehedin, în care se face o radiografie a situației din teritoriul ocupat și se solicită, între altele, să se întocmească un tablou, o listă, dacă vrei, cu situația arhivei școlilor din acest teritoriu. Vreau doar să marchez că ce vedeți acum, oameni buni, este un articol de presă cenzurat, ca să vedeți cum se răzbunau sau cum își plăteau polițele chiar și Nicolae Iorga în ziarul lui, atunci când cineva îi interzicea să spună adevărul în presă. Cu siguranță aici sunt destul de multe în neamul românesc cenzurate, o să vezi în continuare pe parcursul zilelor. De asemenea, vreau să spun că întreaga catastrofă care pusese loc la Nicolina în presă este reflectată, se va finaliza ancheta, se dau numele celor răniți și celor morți, este vorba de 40 de morți și 65 de răniți. Efectele alegerilor parlamentare, iată, reflectate în presa în Mina din această zi, cu declarațiile domnilor miniștri Marghi Roman, Arion și Săulescu de la Bârlad.